For more videos, press the subscribe button and then the bell in the right to activate the notifications. Salutări prieteni și bine v-am găsit la un nou Drawing Time. Astăzi o să vă arăt cum să-l desenați pe Bulbasaur cu pas, dat pe repede înainte pentru că n-are rost să o lungim atât de mult. Prima dată o să facem un cerc pentru cap. Nu trebuie să fie neapărat un cerc perfect, dar cât de cât. Apoi o să facem linii pentru față, de sus în jos și de la stânga la dreapta. Perfect. Apoi lângă o să facem un cerculeț mai mic și o să unim cercurile pentru corp. După aceea o să facem un cerc mare și oval deasupra pentru a-i face bulbul ăla imens. Foarte imens. Ok, continuăm cu picioarele. Facem picioarele din față, apoi cele din spate. Acum o să continuăm să-i facem obrazul și urechile. Cea din dreapta și cea din stânga. După aceea o să începem să-i facem ochii și gura. Da, stați un pic că nu mi-a ieșit bine asta. Ochii și... Deci continuăm cu gura de la obraz, de la... și gura. Rău, trebuie să facem și noastră, dar noastră să facem mai târziu. Acum continuăm cu ghearele de la picioare. Ok. Acum o să începem să-i facem bulbul, o să începem cu partea din mijloc, apoi cea din stânga și cea din dreapta. N-a ieșit perfect, dar merge. Trebuie să ne iasă chiar tot perfect și acum o să începem să conturăm și să dăm și să-l colorăm. Culorile de ce aveți voi nevoie ca să-l colorați este roz, roșu și 3 nuanțe de verde, unul deschis, foarte deschis, unul normal, colorat și unul foarte închis. Înțelegeți voi ce vreau să spun, vedeți mai târziu. A, da, și trebuie să faceți și petele. Petele astea le faceți, nu e problemă. Da, și trebuia să faci și ghearele cu gri. Și cam atât, ăsta e Bulbasaur. N-a ieșit perfect, dar pentru început este foarte bine. Așa că sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați canalului și ne vedem data viitoare. Pa, pa!